Stimați ascultători, sunt Victor Dobrescu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Adevăruri Esențiale. Astăzi vă supun atenției următorul subiect, adevărul despre moartea Domnului Iisus pe cruce. Ceea ce ne impresionează în legătură cu moartea Domnului Iisus este că sacrificiul său pe crucea de pe Golgota a fost orânduit de Dumnezeu după planul pe care îl alcătuise în sine însuși înainte de întemeierea lumii. În acest scop, Dumnezeu a pregătit prin Duhul Sfânt un trup pentru Fiul Său care s-a întrupat în Iisus din Nazaret. Iar Domnul Iisus știa că acel trup urma să fie jertfit pe cruce pentru păcatele omenirii. El s-a bazat pe voința Tatălui, așa cum rezultă din declarația Domnului Iisus, consemnată în Evanghelia după Ioan în capitolul 10. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Mai mult, profeții cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Astfel, profetul Isaia, cu 700 de ani înainte de crucificarea Domnului Iisus, a scris în capitolul 50 din cartea sa: Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Iar cu 1000 de ani înainte pironirii pe cruce, David, care era și profet, a scris în Psalmul 22: Fiindcă niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Domnul Iisus i-a avertizat frecvent și pe ucenici și pe femeile pe care le vindecase și care îl ajutau cu ce aveau. Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da mâinile neamurilor, ca să-l batjocorească, să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Toate aceste profeții erau orânduite să se întâmple după instituirea cinei Domnului și a noului legământ de către Domnul Iisus în timpul sărbătoririi Paștelui Iudaic. Să reținem că la evrei, ziua calendaristică începe seara, după apusul soarelui, și se încheie înainte de seara următoare, chiar în momentul în care apune soarele. Astfel că în anul 33 după Hristos, ziua de 14 Nisan a început joi, 3 aprilie, seara după apusul soarelui, și s-a încheiat vineri, 4 aprilie, la apusul soarelui. Așa înțelegem de ce instituirea noului legământ și a cinei Domnului au avut loc în 14 Nisan, joi seara, iar crucificarea și moartea Domnului Iisus au avut loc tot în 14 Nisan, dar în ziua de vineri. În discuția Domnului Iisus cu ucenicii în camera de sus, El le-a promis că va merge la Tatăl să pregătească un loc pentru ei. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. De asemenea, le-a promis că va răspunde la rugăciunile lor făcute în numele Său. Dar și mai mult, a promis că va trimite Duhul Sfânt care îi va convinge pe păcătoși și îi va călăuzi pe ei și pe cei care sunt credincioși lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus că le va da și pacea sa, care va aduce împăcarea omului cu Dumnezeu. Și după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit pe muntele măslinilor. Iisus le-a zis: În noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: Voi bate păstorul și oile vor fi risipite, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Apoi a urmat agonia Domnului Iisus în grădina Ghetsimani. În Evanghelia după Matei este scris în capitolul 26: Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghetsimani și a zis ucenicilor: Ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și s-a mai rugat de încă două ori tot câte un ceas și i-a găsit tot dormind. Apoi, vândut de către Iuda, Domnul Iisus a fost arestat în grădina Ghetsimani și dus înaintea Sinedrului la marele preot Caiafa, unde erau cărturarii și bătrânii. Neputându-i găsi nicio vină, întrucât Domnul Iisus stăcea, marele preot a luat cuvântul și a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: Ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns: Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumni și l-au pălmuit, zicând: Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. În acest timp, Petru a negat că este ucenicul Domnului Iisus, ajungând să se blesteme și să jure zicând: Nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea cânta cocoșul și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au hotărât condamnarea Domnului Iisus la moarte și după ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâinile drăgătorului Pilat din Pont. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis: Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei: Treaba ta! Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Pe când poporul era adunat, Pilat, care n-a găsit nicio vină Domnului Iisus, a sperat că apelând la obiceiul pe care l-a avea de a elibera un întemnițat la fiecare sărbătoare a Paștelui, i-a întrebat: Pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? Fiindcă știa că din invidie dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Dar preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. S-a făcut multă zarbă, iar Pilat a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia, treaba voastră! Și tot norodul a răspuns: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri! Atunci Pilat l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Când Domnul Iisus era pironit pe cruce, trecătorii, preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii, dar și tâlharii care erau răstigniți împreună cu el, își băteau joc de el și ziceau: Tu care strici templu și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce! Pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, fiindcă a zis: Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Marcu, capitolul 15, este scris despre Domnul Iisus: Când l-au răstignit, era ceasul al treilea, ora 9 dimineața. Iar din Evanghelia după Matei, capitolul 27, știm că de la ceasul al 6-lea, ora 12, până la ceasul al 9-lea, ora 15, s-a făcut întuneric peste toată țara. În acea perioadă de întuneric, când era răstignit pe cruce, Domnul Iisus a devenit jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale întregii lumi, pe care le-a purtat în trupul său pe lemn, motiv pentru care a fost părăsit de Dumnezeu. Cu privire la jertfa Domnului Iisus, apostolul Petru a scris în prima sa epistolă, în capitolul 2: El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire, prin rănile lui ați fost vindecați. Iar apostolul Pavel a scris în a doua sa epistolă către Corinteni, la capitolul 5: Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el,
adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Iar în final, după cum este scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 23, Domnul Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul! Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Și astfel, în data de 14 Nisan, ziua 6-a săptămânii iudaice, într-o zi de vineri, omul Iisus a murit ca jertfă de ispășire pentru păcatele întregii omeniri. Și în mod efectiv, așa cum a prorocit Isaia în capitolul 53, Domnul Iisus a ispășit păcatele noastre pe cruce și a suferit ceea ce trebuia să fie pedeapsa noastră. Mântuitorul nostru a luat asupra sa, în locul nostru, ceea ce am fi meritat noi, pedeapsa cu moartea, despărțirea pentru eternitate de Dumnezeu. Dar, așa cum a profețit Domnul Iisus, a treia zi a înviat. El a declarat apostolului Ioan, pe când se afla în insula Patmos: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Iar apostolul Pavel a declarat sub călăuzirea Duhului Sfânt: Hristos a murit, ba mai mult, el a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. La finalul acestei ediții, vă rugăm să rețineți următoarele adevăruri esențiale. Crucea de pe Golgota este imaginea omului Iisus, purtând asupra sa, în trupul său fără de păcat, pe lemnul crucii, povara păcatelor întregii omeniri din toate timpurile, pentru ca toți cei care vor crede în jertfa și în învierea sa să fie mântuiți. În data de 14 Nisan, ziua 6-a săptămânii iudaice, într-o zi de vineri, omul Iisus a murit ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și ale întregii omeniri. Să nu uităm, ziua de 14 Nisan din anul 33 după Hristos a început joi 3 aprilie, seara după apusul soarelui, și s-a încheiat vineri 4 aprilie la apusul soarelui, incluzând sărbătorirea Paștelui iudaic, instituirea cinei Domnului și a noului legământ, dar și judecata, condamnarea la moarte, crucificarea și îngroparea Domnului Iisus Hristos. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii Adevăruri Esențiale și doresc să ne auzim cu bine la următoarea ediție. Până atunci, toate cele bune!